Cred că multe dezbateri pe acest subiect sunt un dialog al surzilor, pentru că grila hermeneutică este fundamental diferită. De exemplu, deseori, unii frați spun că un lucru trebuie să fie adevărat, pentru că el l-a experimentat. Sau că mai mulți oameni l-au experimentat. Și îți vine să crezi. Pentru că ei vin și spun, frate, dacă eu am experimentat, frate, nu aud de la altul, eu am experimentat, așa că, frate, nu mă poți contrazice. Că ceea ce am trăit eu, frate, este de la Domnul. Sau ce au trăit mai mulți este de la Domnul. Dar vreau să vă spun că acest argument este fals. Pentru că o învățătură nu poate fi corectă doar pentru că cineva a experimentat-o, sau pentru că mai mulți au experimentat-o. Găsim în scriptură atât de multe exemple în care mulți proroci proroceau într-un fel. Și noi trăim, ei au trăit, da? Și asta înseamnă că era adevărat. Nici vorbă de așa ceva. Greșeala constă în faptul că. Se interpretează scriptura prin lentilele experienței. Prin, prin lentilele experienței. Și iubită Biserică, tema aceasta poate fi un dialog închis de la bun început, dacă pornim cu un sentiment de superioritate. Și să știți că acest lucru nu face cinste unui creștin, unui copil al lui Dumnezeu este dreptul nostru să analizăm, să criticăm, să catalogăm, dar sub nicio formă n-ar trebui să facem lucrul acesta dintr-o poziție și un duh de superioritate. Mândria spirituală, să știți, că aduce orbire față de adevăr și de aceea mulți creștini continuă în rătăcirea lor nestingeriți, întristând Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Și ascultă-mă cu atenție ce vreau să spun aici. Experi experiențialismul sau experiența, goana după senzațional și supranatural și setea nestăvilită pentru emoționalism superficial face ca unele experiențe pur sufletești să fie confundate cu lucrarea Duhului Sfânt. Așa este. Dacă în vremea Domnului Isus Hristos pericolul era să se atribuie diavolului lucrările Duhului, aduceți-vă aminte că erau farisei, erau unii oameni care spuneau, Hristos făcea minuni și spuneau oamenii, nu ai făcut minunea cu ajutorul degetul lui Dumnezeu, ci cu Berzebul. Dacă în vremea aceea pericolul era să se atribuie diavolului lucrările Duhului, astăzi pericolul este opus. Să se pună pe, pe, pe seama Duhului Sfânt niște experiențe de sorginte umană sau chiar demonică. Și să știți că acest pericol trebuie privit cu seriozitate, în special de către cei care sunt uh, deschiși, deschiși în ghilimele, la tot felul de experiențe, tot felul de practici, care seamănă mai mult cu experiențe păgâne decât creștine. Cred că mulți credincioși au fost ținuți departe de adevăr și multora li, li se spune să, să nu chestioneze manifestările miraculoase ca să nu hulească pe Duhul Sfânt și să nu vorbească împotriva unsului lui Dumnezeu. Pentru că eu am auzit oameni care au spus ai grijă, nu te lega de omul lui Dumnezeu. Da măi, dar uite ce spune el, nu este biblic. N-ai voie să te legi de omul lui Dumnezeu. N-ai voie să critici ceea ce spune el. Oare așa este? Oare nu avem voie să, să, să despicăm un, even, un eveniment miraculos, să vedem dacă este real sau dacă nu e real, dacă este de la Duhul sau dacă nu este de la Duhul? Dacă un om are manifestări nebiblice, atunci el nu are niciun fel de imunitate spirituală, ci este necesar să-l testăm și chiar să-l mostrăm. Nu există imunitate spirituală la surgitorul lui Dumnezeu care face prostii sau care spune prostii. Sau care pune pe seama Duhului niște manifestări care nu sunt ale Duhului. Așa că Biblia ne spune foarte clar să nu-ți fie teamă de astfel de oameni. Să nu-ți fie teamă să te ridici în picioare, să spui că uh, uite ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă un om pretinde că, de exemplu, aude vocea lui Dumnezeu. Iar acest lucru este fals. Atunci el trebuie confruntat cu toată puterea, fără nicio teamă. Și ascultă-mă cu atenție. Hula împotriva Duhului Sfânt nu înseamnă să testez duhurile. Hula împotriva Duhului Sfânt nu înseamnă să testezi duhurile. Și o să spui, frate, de unde știi? Unde scrie în Scriptură? Și uite ce spune Apostolul Ioan, în 1 Ioan 4,1 Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Așa că, dragilor, Biblia chiar ne poruncește să testăm duhurile. Duhului Sfânt nu este teamă să fie evaluat, prin revelația pe care tocmai El a inspirat-o. Pentru că spune Apostolul Petru că uh, fiecare prorocie din Scriptură a fost adusă nu prin voia omului, ci oamenii au vorbit, mânați, cine știe, de Duhul Sfânt. Așa că, dragilor, Duhului Sfânt nu este teamă să fie evaluat prin revelația pe care tocmai El a inspirat-o. Așa că dacă vrei să mă evaluezi, dacă vrei să evaluezi pe cineva, du-te la Scriptură, dacă vrei să pui la îndoială ceea ce spun, du-te la Scriptură. Și spune, Doamne, eu vreau să cercetez, eu vreau să pun la îndoială Duhul acesta sau prorocia aceasta sau cuvântul acesta. Pentru că vreau să văd dacă este de la tine. Dacă ai inima curată și dacă vrei să afli cuvântul lui Dumnezeu, să știi că nu tristezi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când vrei să pui la îndoială sau vrei să afle mai multe despre lucrul acesta. Să știți că a testa duhurile nu este o sugestie, ci este o obligație. Dumnezeu nu vrea să fim înșelați și șantajați de șarlatani, cu alte cuvinte. Duhului Sfânt îi place să fie diferențiat de lucrările diavolului și de aceea el iubește să fie testat. Pentru că El vine și ne spune, Duhul Sfânt vine și ne spune că cercetați toate duhurile. Nu mă asociați, spune Duhul Sfânt, tot felul de, de lucrări demonice. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa că Duhului Sfânt îi place să fie de, diferențiat de lucrările diavolului. Și de aceea El iubește să fie testat.